Un număr de 51 de școli din țară cu latrine în curte primesc 4 milioane de lei ca să-și construiască toalete, se arată într-un proiect de hotărâre de guvern lansat în consultare publică pe 9 septembrie de către Ministerul Educației, odată cu începerea noului an școlar. Documentul mai prevede că primăriile trebuie să se ocupe de lucrări. În județul Hunedoara, situația este sub control, spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Scăderea natalității și închiderea școlilor în localitățile rurale, prea puțin copii, sunt factori care au determinat și dispariția latrinelor din curtea școlilor. Dar sunt și câteva sate unde școlile au primit aviz sanitar de funcționare, chiar dacă au toaletele în afara unităților de învățământ, pentru că au sursă proprie de apă. Acestea vor fi monitorizate permanent. Care este situația? Cu latrină, nu? Toate sunt racordate, că au sursă proprie sau racordate la rețeaua localităților. Dar nu mai există așa punctuale unități școlare care au grupurile sanitare, nu în clădirea efectivă a școlii. Dar e vorba numai de școli, nu este vorba și de unități în toate preșcolar și pentru credință. Nu, deci putem spune că... Putem spune că din punct de vedere la noi sunt unități care nu mai prezintă risc nici de accidente, nici de îmbolnăviri pentru copii, și toate unitățile școlare, dacă au sursă proprie, au un program de monitorizare a apei și din sursă proprie și în același timp asigură și apă la dozator. În anul 2018, 2418 școli din România aveau toaletele în curte. În toamna anului 2023, numărul acestora a scăzut la 180, iar la începutul acestui an școlar au mai rămas doar 51. Se preconizează că abia în anul școlar viitor, în România educată a mileniului 3, nu vor mai exista în România școli cu latrine în curte, care nu simbolizează altceva decât lipsa de interes a comunității față de calitatea educației.